Domnul Radu Dan, candidat pe lista de consilier județean ai PNC și de SLH, vă rugăm să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră și ce vă recomandă ca să candidați. Bună ziua, mă numesc Radu Dan, sunt un mic antreprenor din Zalău. Pentru unii dintre telespectatorii dumneavoastră sunt cunoscut cu oarecare contundență cu justiție, motiv pentru care m-am și realiat în acest partid, în lupta împotriva abuzurilor. Ceea ce m-a mânat în luptă, crezul meu la care achiasez ideilor PNZD-ului, este în primul rând faptul că noi suntem un partid fără stăpâni. Noi suntem un partid care privim cu mândrie spre trecut, avem antecesorii noștri din Sălaj, pe care îi purtăm în suflet cu mândrie și privim încrezător spre viitor, pentru că particula creștin-democrată din capătul partidului nostru ne recomandă în fața lumii europene. O să vă rog să îmi spuneți un proiect major cu care veniți în fața sălăjenilor. Pentru fiecare categorie socială din județul nostru avem câte un mic proiect. În ansamblu promitem cinste și onoare. De ce noi nu atârnăm politic de nimeni? Noi nu am dezvoltat legături bolnăvicioase cu mediul de afaceri, nu avem stăpâni. Și prin urmare nu suntem legați de necroza legăturilor viciate de politică. Împreună cu ceilalți consilieri județeni și cu propunerea de președinte pentru Consiliul Județean, cu ce credeți că vă diferențiați față de celelalte partide? Avem în fruntea noastră un om de afaceri. Noi înșine, în grupul nostru, suntem o parte dintre noi, oameni de afaceri, mai mari sau mai mici, antreprenori, care încredem cu tărie în puterile noastre. Avem nevoie de legi bune, avem nevoie de legi drepte. De aceea ne-am raliat. Avem pe domnul Ghiță Stanciu în fruntea noastră ca și antreprenor. Domnul Ghiță Stanciu este un om care a dovedit cu prisosință că este un bun manager. Cred că va fi și Fosălajul un foarte bun manager. A dat de lucru sălăjenilor, va da în continuare. Un mesaj pentru alegătorii dumneavoastră. Alegătorii noștri să fie atenți. Alegătorii noștri să nu se lase prostiți. Alegătorii noștri să iasă din zona de confort în care au fost până acum. Alegătorii noștri să nu mai aibă doar această dilemă între stânga și dreapta, între portocaliu și roșu. Alegătorii noștri trebuie să se uite mai atent pe listă. Alegătorii noștri trebuie să vadă și alternativa. Există alternativă și există alternativă bună. PNCD-ul este una dintre ele. PNCD-ul este purtat în suflet de către sălăjeni, să-l purtați și în ștampilă. Asta este mesajul meu.